Canadienii au probleme ca și românii. Ăsta căuta angajat și anul trecut. Ieftină? Eu încă vin, sunt ieftină. Mergi. Doamne, cât e de super, ce super. Wow. Nu credeam că voi spune asta încă o dată, dar, dragi prieteni, ne aflăm în satul visurilor mele, ne aflăm în Banff. Stai că m-am speriat de câine. Ce faci, mă, băiatul meu? Suntem în Banff, Canada, locul în care aș vrea să mă pensionez cândva, locul la care am visat ani de zile și l-am văzut pentru prima oară în octombrie anul trecut. Ei bine, bună dimineața! Hello. Astăzi am revenit doar într-un day trip, am plătit taxa de parc, trebuie să plătești o taxă ca să intri în parc pe zi. Am condus frumos din Calgary o oră și un pic, dăm o plimbare pe aici, luăm masa la faimosul Fairmont Banff și ne plimbăm pe aici, în această minunată zi de vară canadiană. Bine ați venit la un nou vlog, bineînțeles că nu suntem singuri, tot ce se întâmplă în Calgary suntem cu unchiul Vincent, că așa în Calgary avem deja prieteni apropiați, ei au rămas prin centrul orașului, o să facem un mic hike, o să mergem în centru, o să mâncăm, după cum am spus, și o să ne bucurăm de acest sat extraordinar. Și de vreme. Bine, e cumva jignitor să-i spui sat, dar nu cred că e considerat oraș pe bune. Era loca cu cipiceica, cu outfit-ul de plimbărică. Bineînțeles, sunt pregătită. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să dați clipurile mai departe. Mulțumim, bine ați venit! Pentru abonații cei mai noi veniți pe acest canal, vă recomandăm cu drag să vedeți videourile din octombrie anul trecut când am venit aici cu autorolota. A fost prima oară când am condus autorolota, am făcut un road trip din Vancouver până în Calgary trecând pe aici. Chiar trebuie neapărat să vedeți, era total alt vibe. Data trecută eram cu gecile pe noi, acum putem să mergem. Chiar e cald, e cald pe bune. Și pe drum încoace vorbeam cu unchiul Vincent că noi plănuim să stăm pe continent american până anul viitor, aici inclus și Sud-America, și ne bate un gând să-mi îndeplinesc încă un vis și să petrec un Crăciun aici, pentru că dacă iei cazările din timp, poți să găsești dealuri decente, mai ieftine ca la Brașov, țin să menționez. A, uite ce frumos! Ce culoare frumoasă are apa, nu? Aha. Ah, și am uitat, zic, mergem și la lacul care lipsea. Am văzut Moraine, am văzut St. Louis, lipsește Emerald Lake, care e la o oră de aici. Mergem după ce mâncăm. Gata, am vorbit mult, bine ați venit! Știți că suntem adepți asigurărilor, să vă mai vin cu spiciu, pentru că deja îl știți. Dar pentru noi ăștia care călătorim atât de mult, e cumva singura vestă de salvare. Dar am pierdut din vedere o chestie. Nici o asigurare de călătorie nu te acoperă în țara ta de reședință. Până astăzi, Eurolife a lansat prima asigurare 100% online. Karma bună! Și nu e doar o asigurare de viață și accident. Karma bună se îngrijorează și de viața ta de zi cu zi. Vine în 3 pachete diferite. Intri pe website, să o faci 100% online, după cum am spus, îți pun câteva întrebări și îți apar cele 3 pachete. Eu vă recomand cel mai complet dintre ele, care se numește Lifestyle Complex. Și fiți atenți, asigurarea asta vă costă 2 lei pe zi. Încă o dată, 2 lei pe zi. Și ea vine cu o grămadă de beneficii pe lângă acoperirile generale ale asigurării. Are și un pachet de wellness și telemedicină pentru oamenii ca noi care călătorim o grămadă de timp sau mulți dintre voi care, de exemplu, sunteți plecați mereu în delegații, un serviciu de telemedicină vă va face foarte, foarte mult bine, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere al. Pentru că noi suntem mereu plecați și nu dispunem de timpul necesar pentru a merge la doctorul de familie sau la orice alt doctor să-i punem întrebări despre sănătatea noastră, dacă avem o durere, dacă avem o îngrijorare. Ei bine, cu un serviciu de telemedicină precum acesta, ai acces 24 de ore din 24 la medici specializați care îți pot lămuri toate dubile. Ai consultații medicale pentru 21 de specialități pentru tine și familia ta, ai medicul tău personal de nutriție. Atenție la chestia asta, e problema generațională, e problema unei întregi generații, partea cu nutriția. Acum ai un medic disponibil prin telefon sau online, ai consultantul tău personal de fitness și mai mult de atât vrei primi și o brățară fitness cadou. Vreau să insist pe tema asta, știți că noi suntem adepții asigurărilor, dacă puteți să faci o asigurare atât de complexă pentru doar 2 lei pe zi, nu știu ce așteptați. Mulțumim Eurolife pentru sponsorizarea acestui clip, revenim! Profit de ocazie, în timp ce facem un scurt hike, înainte să ne băgăm în orășel, o să facem o scurtă plimbare pe aici, pe lângă râu, prin pădure, Am primit multe întrebări referitoare la Canada și cred că e util să dăm câteva sfaturi. Așa, dacă vrei să vii, trebuie să-ți faci ETA și o să vă las scris aici site-ul exact de unde să vă faceți viza, că nu e o viză, e o autorizație de călătorie, dar trebuie să o faceți de pe site-ul ăsta pentru că sunt foarte multe țepe, mulți oameni plătesc $60-70 și apoi nu primești nimic. În principiu ea costă undeva la $7 dacă nu mă înșel sau $8, o să face în 5-10 minute, însă țineți cont că acest lucru nu vă garantează că veți intra în Canada. Poți ajunge aici și să ți se adreseze niște întrebări, să trebuiască să demonstrezi unui ofițer că tu vii aici ca turist să nu rămâi. Asta înseamnă că ar fi ideal să ai un bilet de ieșire, să ai asigurare pentru că locurile sunt foarte scumpe aici și să ai fonduri disponibile. Deci să ai în versiune digitală câteva documente pe care să le poți arăta în cazul în care ești interogat, cum am pățit noi de data asta când am venit, am pățit doar o dată din 3. Doi la mână, distanțele sunt super mari, deci faceți-vă un planning de acasă. Dacă vreți să vizitați diverse puncte, trebuie să vă luați zboruri, trenurile sunt super scumpe, durează mult, distanțele sunt mari. Vorbim de a doua cea mai mare țară din lume, de aici până în Vancouver, deși pe hartă sunt așa, sunt peste 1000 de kilometri, să zbor Toronto, Calgary sunt 5 ore de zbor, faceți-vă planning înainte. Inclusiv în orașe, distanțele sunt mari, dacă vreți, dacă puteți, închiriați-vă mașină, dar faceți-vă permis internațional, pentru că cu permisul nostru cred că poți conduce până la 30 de zile, dar nici măcar de asta nu sunt sigur, deci v-aș recomanda un permis internațional oriunde călătoriți. Cam astea sunt sfaturile pe care vi le dăm și aveți o grămadă de videouri de ale noastre unde obțineți mai multe detalii despre această minunată, dar enormă țară. Te văd aici pe trailul ăsta, care le-am ales astăzi, sunt multe desene, painting-uri așa puse pe pom. Și aici scrie cine le-a desenat, cine a fost artistul, e ceva nou, foarte drăguț. Mi se pare super tare că văd oameni acolo care fac plajă, frate, pe lângă râu. Chiar asta am vrut să spun și eu, că vedem acolo. A, da, și pe partea altă sunt. Deci noi când am venit în octombrie, ăștia erau înzăpeziți. Uitați-vă ce frumos m-am bronzat cu ceas. De asta astăzi am zis că nu mai mi-au ceasul. Ce dracu, s-a pus ceva pe mână. Nu mai mi-au ceasul ca să încerc să fiu și eu uniform. Ia uite ce frumos. Cum să nu iubești locul ăsta, frate? Cum să nu-l iubești? Din câte văd aici, lumea vine cu căței. Și fac baie aici în lac. Și tu ai venit cu cățelul. Unde? Cu mine. Unde ți-ai lăsat? Uitați, așa arată o căsuță tradițională. O să vedeți că în oraș, acum intrăm în downtown, în 200 de metri, arată diferit, dar astea sunt astea tipice, așa de lemn, logi din astea. Foarte multă lume are și caravană în parcare. Dai seama, merg la ghețare, este ghețarul, cred că Atabasca se numește, cel mai mare ghețar din Nord America, e la o oră de aici, în Jasper. Și, nu, îți dai seama că trebuie să ai. Dar casele arată foarte fain, uite. Am vrut să vă arăt ușile astea, ce mișto sunt făcute așa cu... Luca, sunt mândru de tine cât de repede ți-ai scos de pe mut la valieră. Pentru că am vrut să vorbesc. Da, bravo. Foarte fain aici, stare mansion aici. A, și v-am spus, day pass-ul ne-a costat $21. Pentru o familie de 4, da. Gen, ca să stăm. Grup de la 2 la 7 persoane, e $21. Deci foarte bine. Downtown-ul acolo e o stradă pietonală. Să mergem să ne plimbăm, să vedem ce magazinașe drăguțe sunt și ce cafenele foarte faine. Dar e de poveste, mă, nu știu, poate nu mai sunt eu acum, na, cumva am un sentiment cu locul și din nou nu e tocmai corect, dar mi se pare de basc, frate, un Crăciun aici trebuie să fie superb. Și văd că este zăpadă pe munte acolo sus. Mai sunt rămășițe și suntem pana mea la jumătatea lunii iulie. De magazine, de boutiques, de souvenirs, de... Singurul care intră, scuză-mă, Evita, singurul autobuz care intră pe aici e ăsta, 100% electric, care te duce și la campinguri. V-am arătat anul trecut. Cu ăsta mergi, îți lași mașina la camping sau rulota și vii cu ăsta. Și așa nu poluezi aici, e foarte liber, adică foarte plăcut să te plimbi pe aici. Și cam toate campingurile au shuttle-ul ăsta gratuit, deci de la ei nu plătești. Nu trebuie să vii. Aș vrea să mă uit de curiozitate, uite ce frumoase sunt toate, să mă uit de curiozitate de cazări, pentru că chiar aș vrea să venim aici de Crăciun, ar fi un vis. Spuneți-ne cum vi se pare vouă, poate v-am plictisit cu încă un video de pe aici sau două de Crăciun, dar chiar, nu știu, mi se pare că aici am avea parte de Crăciun la Visat, de zăpadă, colini, de logi de astea, căbănuți, așa, exact cam... E un fel de, ca și cum aș duce în Aspăn, știi? Tântălău și Gogomanul, vine multă lume la schiat, ai telegondolă, ai... Ideal ar fi să vii la hotel la Fairmont Banff, dar e 1000 de euro pe seară acum. Nici nu vreau să mă gândesc cât o fi în vilarul tău, imediat mergem să mâncăm acolo. Da. Evident nu putea lipsi un McDonald's, este și un Starbucks. Dar sunt drăguțe. The Keg, ăsta e un restaurant foarte bun, dacă veniți în Canada, este peste tot, vi-l recomandăm cu tot dragul, foarte bun. Trebuie să accept că voi fi blestemat să strâng o grămadă de bani și să mă mut în țara asta. Cu bune, cu rele, tot aici mă simt bine, nu știu de ce. Nu știu ce. Nu-mi place faza că trebuie să umblu cu spray de urs la mine, dar în rest e ochiș. Și ce drăguț e că au pus aici și o zonă pentru câini. Dog zone. Să stea și ei la umbra. Dacă trece autobuzul. Foarte, foarte drăguț din partea lor. Când spuneam de aer curat, ia uitați, eu ex-fumător. Oh, ce puțin, mă, băiatule, mă. Uitați, nu se poate nici fuma în o grămadă de zone de aici, din centru. Cel mai mișto Starbucks ever. De sus. Hai să-l căutăm pe unchiul Vincent. Stăm, bem un ceai, ceva. Și la 1:15 avem rezervare la Fairmont Banff. La masă, momentan. Beaver tails. Desertul canadian Beaver tails. De fapt, e o... Un langoș dulce, da. Și uite încă... ce mișto e asta! Ce? Păi da, it's the same! E aceeași formă, doar că e al design. Se pare că și canadienii au probleme ca și românii. Ăsta căuta angajat și anul trecut. Ieftină? Eu încă vin, sunt ieftină. Deci, din câte am înțeles, aici la Fairmont, uite-l acolo ce frumos e, poți veni să iei masa, chiar dacă nu ești cazat aici. Deci ce superbitate de hotel e. Repet, costă undeva la 800-1000 de dolari pe noapte. Acum mai este un Fairmont la Lake Louise care e mai scump și trebuie să, adică să recunoaștem, să fim recunoscători și să-i mulțumim pe această care, deși nu ne-au de mai încolo, noi fără unchiul Vincent nu am fi venit aici la masă. Adică a fost la invitația lui, din câte am înțeles costă 75 de dolari de persoană bufetul aici, plus parcarea care a fost 39. Adică noi singuri... 39 pentru 3 ore doar, da? Da, noi singuri n-am fi dat 200 de dolari și să venim să mâncăm aici. Niciodată. A fost la invitația lui, a insistat să ne aducă aici, că a auzit pe video și mulțumim pe această cale, deși el nu ne aude acum. Uite ce frumos e hotelul, uite. Frumos, abia aștept, chiar sunt curios. Iubi, tu intri înăuntru. Da, am mai intrat și anul trecut, dar am fost numai la baie, gata, mi-am permis. Și am fost așa cu frică, nu cumva să ne scoată afară, că suntem amărăciune. Uite, și pe aici ar trebui să se vadă, pe aici ar trebui să se vadă o cascadă. A, nu, nu se vede. E o cascadă la care am fost anul trecut un pic mai jos. Mă gândeam că o se vadă de aici, dar se pare că nu. Azi vedem ce au oamenii ăștia pe aici. Deci e bufet totul, nu o să vă arăt ce mâncăm, că nici eu nu știu încă. Dar, mamă, ia uite, beef brisket, cartofi, gulaș. Mamă, păi dacă voie să vă arăt tot ce au ăștia aici, îmi ia 3 zile vlogul ăsta. Pancakes, evident că totul suntem în Nord America. French toast, bacon făcut în ulei de arțar, pui cu mere. What? Nu știu ce o să mâncăm aici, că sunt prea multe. Nu sunt mega fan bufet, deși ăsta e foarte, foarte drăguț. E tocmai pentru că nu știu să nu mă hotărăsc ce vreau să mănânc. Unde asta de fructe, shrimps, pește, salamuri, brânzeturi. Ziua cuiva aici. Da, foarte, de toate, de toate. Sunt absolut de toate. Alberta, mai încolo ninge și după aia 40 de grade. Deci, anul trecut am vizitat Lake Moraine și Lake Louise, cele mai faimoase. Mai este un lac la o oră și jumătate de Banff, numit Emerald Lake. Noi nu am venit anul trecut cu autorlota până aici pentru că acea mașină, acel tank, consuma 30 de litri aproape de benzină pe 100 km și a trebuit să alegem. Și pe ăsta l-am decartat. Anul ăsta am plecat din Banff, ați văzut, ne-a prins ploaia pe drum, am făcut o oră și jumătate și am ajuns la Emerald Lake. Fraților, nu este niciun filtru, nu este niciun edit, este vară, ceea ce înseamnă că lacurile glaciare de aici, cum sus, ghețarii se topesc. Prin culoare. Prin o culoare aparte. Deci uitați-vă cum poate să arate lacul ăsta. E ceva ireal. Minunat! Ia uitați. Nu e niciun filtru. Așa e el. Uite ce frumos cu canoa. Vedeți acolo ghețarii. Se curge, se dezgheață. Și vin niște... nu știu cum se numesc. Soi de bacterii care dau culoase. Cristi, hai, trece aici. Fac asta de unde aport? Da, noi nu avem voie să stăm pe partea. A, noi nu avem voie acum. Sorry. Iartă-mă. Uite ce transparent e, frate, se vede. Este foarte curat. Fundul. Uite. Incredibil. Există și un Vincent, există și o cazare pe aici. Da, uite. Am înțeles. Sus, uite în pădure, sus. O să urcăm pe acolo să vezi. Na, cum se numește? Lake Louise Lodge. La ce preț, ce scor are? Te-ai uitat? Nu mă uit, dar totul e affordable. Totul e affordable, nu? Unchiul Vincent, miliardarul. De ce râzi? Nimeni nu-ți cunoaște finanțele mai bine decât nevasta. Eu aici mă duc că vreau să beau o bere și suc. Aici mă duc. Ok, am înțeles. Noi îi dăm o tură la lac. Cât durează oare? Durează ceva? Nu știu, dar vă aștept. No, fain. Iubita, merge să facem o plimbărică? Da. Să coborâm toată mâncarea de la Fairmont? Mergi. Doamne, cât e de super, ce super tine. Uite că este lumea care face baie. Este lume cu bărcuța, canoa. Cu canoa, deci... Wow! Ce drăguț! Este ora 3 ceva, nu este semnal absolut deloc aici, n-ai semnal deloc. Este 4:30. Abia la 10 se face noapte, semnal canci, just enjoy. Și e bine că e multă lume pentru că nu uitați, aici sunt foarte mulți urși în zona asta. Când sunt mulți oameni poți să faci hike, liniștit. Sunt unele locuri unde trebuie să fii minim 4 persoane, dacă nu e ilegal să intri să faci drumeții. Hai să dăm o tură. Citisem anul trecut, nu mai țin minte exact, că prin 1800 și ceva, asta se aude? Se aude? Mă aud? Da. Prin 1800 și ceva, un european a descoperit lacul ăsta pentru că el aflase că prin zonă sunt mulți cai sălbatici pe care voia să-i culeagă, să-i domestice, cred că așa se spune, și căutând caii din pădurile astea, a ajuns la acest lac și când i-a văzut culorile, i-a pus Emerald Lake. Era britanic, domnul. Nu știu cum se spune, cum se traduce în română, lacul Esmerald? Smarald? Habar n-am. Nu, nici nu mai are rost să vorbesc prea mult. Asta e cazare? Tot ce vezi tu aici. Uite acolo, deci când îți dă, îți dă cu etajul 1, etajul 2, îți dă cu totul. A, se iau cu tot, cu toate căbănuțe. Dacă nu e doar sus, sau știi? Ok. Când de câți oameni sunt. Dar e mișto că n-ai semnal, deci aici te relaxezi 100%, vrei, nu vrei. E gata, aici nu intră. Foarte fain. Notați-vă Emerald Lake dacă veniți prin Canada. Toată lumea merge la St. Louis, ăla care e frumos, dar eu zic că ăsta e mult mai fain. Mult mai fain. Și-o schimba culoarea în câteva minute. Da, depinde și de lumină, uite. Ia uitați. Hai, de unde te uiți? Mă, ce-a schimbat culoarea acum, mă, frate, mă, ești nebun la cap. Mamă, ce-mi place. Nu mai vezi nicăieri așa ceva. Ce vorbe. Cam așa arată o căbănuță. Nu mă apropii mai mult, că nu poate să o inunde, dar vezi, sunt două scăunele acolo, lemne de foc și lacul fix în spate. Dacă nu te mâncă ursul, totul e un plus. Sunt foarte drăguțe căsuțele aici. Foarte drăguțe. Și din câte văd unele micuțe, deci îmi imaginez că sunt din alea single și pe acestea, de exemplu, sunt duble, sunt mai mari, sunt și partea de sus. Eu credeam că e doar un singur hotel, dar sunt mai multe. Nu, e un singur hotel, doar că astea sunt cabanele de la același hotel. Nu, da? Da. Mă, bă, am vorbit. E același. Hai scătăm un trail. Asta e singurul lucru care mă ține de la hike-urile lungi. Tot timpul rămân pe alea scurte în Canada. Pentru asta. Uite, it's berry season, beer and cartes are likely. Deci e foarte probabil să găsești urși. Dorești de grup, fă gălăgie, deci eu când citesc asta, gata, paranoia, nu mă mai bucur de nicio priveliște, nu mă mai bucur de nimic. Stau cu morcovul, știi cum. Uitați ce imagine, iubite, vine aici. Nu credeam că o să mai vedem imaginea asta vreodată după ce am făcut nebunia de anul trecut. Nu credeam că o să mai venim vreodată aici. Dar... uitați-vă ce frumos. Stai, stați puțin. Mamă. A, nu l-am pe mult, pot să vă râs, mă scuzați. Tot, dacă știam unde venim și ce ne așteaptă, totuși ne surprinde, e foarte frumos. Da, e superb, e superb. Și voi dacă veniți, chiar dacă ați văzut video ăsta azi și veniți mâine, tot la fel de surprinzător va fi. Este absolut fabulos. Baie nu facem, că suntem foarte departe de casă, dar ține pe loc. Neapărat să simțim și noi fresh-ul. Ai, ce rece-i! Da. Mamă, zici că-i gheață, frate! Wow. Tu știi ce rece-i? Incredibil că e atât de rece când afară e atât de cald. Nu va fi fericită de acest comentariu, nu e cu nicio rea intenție, dar la tot lacul se aude un singur lucru. Indinii care l-au confundat cu gangele. Se aude numai, ok, don't wet me. Alright, stop splashing me. Don't splash me, brother. Please, don't do that. It's very wet water. Și acum, editând acest video, mi-am dat seama că ieri ne-am luat cu poveștile și nu am mai închis video. Pur și simplu ne-am așezat la o terasă, am mai băut o bere, ne-am uitat la două veverițe cum se luptau într-un copac și am uitat să închidem acest video. Suntem înapoi în Calgary. Ia uitați cum se vede, totul e super... mă, mai aerul ăsta condiționat. Super cloud, așa... ceață, nu știu ce e. Însă noi vă mulțumim din suflet de vizionare. Nu uitați că dacă voi vă abonați pe noi, ne ajută super mult și nu vă costă absolut nimic. Stai să spun și la Luca să se la revedere. Nu știu ce face, nu le văd de jumătate. Citește? Ești bine. Pa. Și cumpăr pantaloni de geap. Maybe a love like ours can lead out its call.